proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. În drumul taberei, peste drum de parcul Moghioroș, se afla până nu demult o bisericuță de lemn absolut neîncăpătoare pentru miile de credincioși din zonă. Părintele paroh, Nicolae Burlan, însă, avea un vis măreț, o biserică luminoasă, mare și încăpătoare. Și iată că în 2007, prea fericitul Daniel avea să săvârșească primul său serviciu religios de sfințire a unei biserici din noua sa poziție de cap al Bisericii Ortodoxe Române. Chiar și acum, când visul de a construi o biserică impunătoare este pe cale să se împlinească, părintele Nicolae Burlan este îngrijorat. Eu știu că nu fac bine niciodată. Mereu voi suferi de o boală grea, simțindu-mi conștiința încărcată că nu e totul gata în parohia mea. Această boală este o boală rară. Această boală este o boală grea. Această boală se numește țară. Și leacul este ea, și numai ea. Biserica Sfânta Vineri din drumul Tabere este o construcție monumentală, care, din punct de vedere arhitectonic, se aseamănă cu Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol și a fost construită după proiectul arhitectului Florin Bucur Crăciun. Cu o suprafață de 850 de metri pătrați și o înălțime de 33 de metri, biserica este una dintre cele mai mari din capitală. Pictura murală în tehnica al fresco, realizată de Daniel Codrescu, este de o frumusețe desăvârșită. Chipurile aureolate de nimbul Sfințeniei te privesc cu ochi blânzi, protectori. Scenele biblice sunt secundate ca pondere de mulțime de sfinți români, semn că România este un spațiu veritabil de credință și sfințenie. Eu cred că Dumnezeu este alături de noi, Dumnezeu iubește această țară care este nu întâmplător numită Grădina Maicii Domnului și sper că numai prin credință și numai întorcându-ne la Dumnezeu și numai prin biserică putem spera că țara aceasta va reînvia, pentru că are nevoie de un reviriment în care credem. Și trebuie să credem cu toții, dar nimic fără Dumnezeu. Catapeteasma sculptată în stil brâncovenesc în lemn de stejar este opera sculptorului Costică Moroiu, iar icoanele acesteia sunt pictate de maicile de la mănăstirea Bistrița din Vâlcea. Un imens policandru produs în Grecia străjuie chipul lui Iisus Hristos Pantocrator. Biserica are două hramuri, Sfânta Parascheva de la Iași și Sfântul Antim Ivireanul, românul de origine georgiană, care a înființat prima bibliotecă românească la București în secolul XVIII. Sfintele odoare ale lăcașului sunt un veșmânt al Sfintei Parascheva de la Iași, aflat într-o raclă de lemn, precum și părticele din moaștele Sfântului Pantelimon, Sfântului Teodor Stratilat și Sfântului Ioan Iacob, românul de la Hozeva. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.